Salutări, bedefili și bedefile! Bine ați revenit la un nou episod din La o cană de BDA, podcastul unde teoretic vorbim cu autori de bandă desenată despre benzile lor preferate, dar continuăm seria de episoade în care spargem complet formatul și de data aceasta l-avem alături de noi pe Alexandru Vizitiu, scenaristul care s-a ocupat de adaptarea romanului Abația într-un serial de bandă desenată care nu prea s-a terminat. Vorbim despre adaptările benzilor cu supereroi în filme. Asta pentru că Alexandru este și critic de film pe Acoperișul de Sticlă, printre altele, site foarte fain, îl citesc, citiți-l și voi. Și înainte să începem, am un soi de anunț, anume că mi-am deschis Patreon-ul! Yay! Dați-mi bani, dați-mi bani! Mă rog, nu vreau mult să ai banii voștri, dacă aveți prieteni străini din vest, banii lor îi vreau. Ascultare plăcută! Bun, deci alături de mine de data asta este Alexandru Vizitiu, care a fost, cum îți place să-ți spună lumea, scenaristul adaptării Abației sau... Scenarist e ok. Ok. Și de data asta o să spargem formatul și mai mult decât în episodul anterior, pentru că nu o să vorbim despre o bandă desenată anume, ci despre relația dintre banda desenată și film din perspectiva adaptării benzii desenate în film, cred. Vrei și invers? Da, îi presupun că eu o să explic de ce facem asta, pentru că Da, evident că tu ai propus subiectul și trebuie să-l justifici. da, pentru că, păi, eu am studiat filmul, scenaristica, filmologia, istoria filmului, teoria filmului, așa că mă simt mult mai confortabil în acel domeniu, nu ca să zic că nu știu nici trebuie să, dar mi se pare așa oarecum mie mai confortabil și este un subiect care, având în vedere că în ultima vreme filmele cu supereroi, care sunt luate din desenate cu supereroi, evident, sunt cam singurele chestii care fac bani în cinematograful de masă, care se echivalează cu cinematograful de la Hollywood, e o chestie care ar trebui să fie discutată, care e viitorul și cum a fost în trecut, pentru că banda desenată și filmul, evident, au un fel de relație foarte strânsă și mulți nu înțeleg exact acea legătură. Mulți copiază banda desenată într-un mod prost în film și banda desenată, cred că copiază foarte prost filmul pe hârtie sau în cadre. Și sunt oameni care, scenariști și chiar și desenatori de desenate, care posibil să-și fost sau zică să-și plecați de film, dar nu cred că e ok. Adică asta, din câte știu eu, e o lecție care spune până la un desenator, până la veteran, să nu faci asta, să nu fii inspirat de film, dacă începi în bandă desenată. Sper că par similare, dar nu se pupă, mai credeți. Și tu ce crezi că relația asta între film și bandă desenată? Adică la supereroi, hai să zicem, pentru că ei sunt cei mai populari și cei mai vizibili, cum se pare că au evoluat? De la... Nu știu de unde să începem, că putem să începem tehnic cu Batman. Batman este o prezență constantă în istoria cinemaului. Au existat filme cu el făcute încă în anii 40, înainte de al doilea război mondial. Și în timpul războiului mondial erau alea de propagandă când se bătea cu japonezii. Da, era cu Fu Manciu, inamic, numai în... Deci am văzut câteva din ele, sunt foarte multe, erau serial, filme serial, pentru că nu exista televiziune pe atunci. Oamenii se duceau, vedeau seriale la cinema, înainte să fie un film din ăla, înainte să se duceau la un film, nu vedea doar filmul. Era un desen animat, toate desenele pe care le vedem astăzi, Tom și Jerry, Bugs Bunny, toate acele scurtmetraje erau difuzate prima dată la cinema. După aia vedeau un newsreel, așa, știri de pe front sau din lume. După aia era un serial din ăsta, care dura 20, 30, 40 de minute. Era cu Flash Gordon, cu Buck Rogers, toți eroii ăștia acolo. Unul dintre ei era și Batman, care nu se, din câte știu eu, nu s-a luptat niciodată cu persoane negative clasice, Joker, Penguin, aia. Se lupta cu gangster tradițional și câteodată cu un tip din ăsta, gen Fu Manciu, nu? Era un fel de din ăla, un villain japonez sau chinez cu un cioc foarte sinistru.
Nu știu sigur cu cine se lupta în alea, dar știu că se lupta, știu, am văzut clipulețe când se bătea cu soldații japonezi, că japonezii oricum erau, mă rog, Erau mai urâți decât naziștii în acea perioadă. da, pentru o perioadă în SUA erau mai urâți decât naziștii pentru că japonezii au atacat pe americani la Pearl Harbor și în timp ce nu se cunoșteau atrocitățile naziștilor în Europa sau, mă rog, nu se cunoștea adevărata lor Nu amploare, erau date în presă. na, erau doar așa, niște oameni care întâmplător sunt aliații dușmanilor noștri. Și erau zvonuri, dar nimeni zicea, lumea zicea imposibil să facă așa ceva. Nu credeau că e posibil să facă ce au făcut, până când au văzut că a făcut ce a făcut. Dar da, adică Batman era un instrument de propagandă și asta, dar la început din nou, începem cu Batman pentru că el există de mult timp în cinema și în bandă sonoră. Deci poți trasezi un fel evoluția cinemaului adaptările devansate cu Batman. Sper că din 40, după aia a fost în anii 60 serialul faimos Adam West, film, adaptare în cinema, film de lungmetraj. A fost o pauză de cât 20 de ani, nu? În anii 88, 89, da. 20 de ani până când a apărut filmul lui Burton, după aia vedem evoluția spre lor în anii 90 prin filmele Batman, vedem cât devine ele foarte ridicole. O să aprofundăm. Cred că aș vrea să distrug Batman și Robin, tu nu? L-ai văzut, nu? Da, am văzut, dar nu am antipatie așa de puternice. Sunt anumite motive pentru care, dar nu o să intrăm acum, am o teorie de ce este atât de antipatizat, dar filmul ăla spune oarecum direcția filmelor cu supereroi în anii 90, pentru că au devenit mult mai ridicole, mult mai chicioase, au fost filme camp, așa foarte, camp e un termen greu de explicat, dar în fine. Și după aia cum a evoluat în era lui Nolan, pentru că acum a fost o perioadă în care mai toate filmele, nu doar cele supereroi, imitau Dark Knight, avea observat. Chiar recent am văzut ăsta, am văzut penultimul James Bond, Spectre? Skyfall, Ah, ok. și mi se părea atât de o combinație atât de puternică între Dark Knight și No Country for Old Men. De la Bardem? Da, era, deci în filmul ăla era îmbinarea asta a ăstora două filme de un deceniu, din deceniul anterior. Da, vedea asta la nivel de structură, adică e exact aceeași poveste. În ambele, și în Dark Knight și în Skyfall, persoana negativă este prins pe la jumătatea filmului și după aia evadează și provoacă tot felul de distrugeri, pentru că era în planul lui să fie capturat. Și vezi asta și în mai multe filme. Vezi în... Da, asta cu capturarea vilănului la mijloc e. Da, Dark Knight a popularizat-o. Și după aia toate. Da, și la nivel vizual, pentru că directorul de imagine de la Skyfall, din câte știu, Roger Deakins, A fost la No Country for Old Men. și la... S-a spus și la Dark Knight, nu, ăla e Walter Pfister. Dar sunt din aceeași școală, de obicei e realizat așa, imagini foarte reci. Câteodată. Imaginea aia de Nolan, i-a trebuit cu așa, cu un scenografie și o imagine foarte rece, foarte metalică, pe care o vezi așa și în multe din filmele cu supereroi, noi ale lui Marvel. Dar acum asta e un rezumat, hai să începem la început cu filmele seriale Batman, nu prea l-ai văzut, nu? Bănesc, alea Nu, nu, ala l-am văzut. Ok, cum le-am văzut. Deci alea erau, practic, fiind adaptări de bensonate, nu erau simple, erau chestii cu Doc Samson, poate fi considerat un erou de desenate? Ăla Doc Samson? Retroactiv. Era un romane pulp, dar... Era de romane pulp și a influențat cât de cât pe eroi de bandă desenată și apoi a devenit personaj de bandă desenată, dar mult mai târziu. Deci, da, în orice caz, erau tot felul de seriale. Batman, erau și câteva cu Captain America, deși nu am putut să le găsesc, cred că sunt pierdute acum. Dar erau câteva seriale cu Captain America, cu un personaj numit Mandrake the Magician, care cred că e personaj DC, cred că apare în Liga Justiției. Nu, Mandrake the Magician e personaj de la Gold Key Alliance, de la Gold Key Syndicates, Da. de strip de bandă desenată. Și acum cine îl deține? Că spun că... Acum, nu, e Benz, cu el fac Dynamite. Da, ok. Dar, în fine, existau seriale și cu el. Sau serial. Când zic serial, de fapt, mă refer la serial care sunt oarecum diferite, dar în română există o traducere concretă. Deci, aceste seriale erau pentru copii, erau ușor propagandistice, dar din nou, erau pentru copii. Pentru că erau văzute atunci strict pentru copii. Și lipsea multe chestii, nu le păsa de fidelitatea față de text deloc. Nu, Gotham, în fapt, dacă mă amintesc bine, spun în astea noi, le-au remasterat de curând, și în versiunea nouă, cred că spun Gotham, dar în versiunea veche, din câte știu, era New York, nu era Gotham.
Adică nu exista Gotham, nu existau personaje negative clasice, era doar ideea unui tip într-un costum care se bate cu crimă. Și era ceva așa foarte ridicol. Și asta a rămas multă vreme, ideea asta de toate pentru copii. Foarte multe elemente nici nu erau dezvoltate în banda desenată la momentul respectiv. Multe dintre ele au venit ceva mai încolo. Dar în fine, erau gândite ca filme, ca povești pentru copii. Erau toate ca atare. În anii 50 dispar complet, pentru că The Serial nu mai era la modă. Intra deja televiziunea, deci nu mai aveai nevoie de Serial pentru cinema. Și întreptat apare serialul ăla cu Adam West, care este incredibil de influent. Nici nu știu unde să încep cu el. Tu ai văzut, câte episoade ai văzut din el? Îl prindeam când eram mic, pe Pro 7, cred. Eu n-am prins, n-am prins. Dar îmi imaginez. Și zici că era influent, dar asta e ciudat, că ești foarte influent și totuși a rulat un singur sezon. Au produs din el. Mă rog, dar atunci sezonul era diferit, nu era 20 de episoade, erau vreo 60-70, ca să nu... În televiziune era mult mai lung în anii aia decât acum. E foarte influent pentru că a fost împărțișat de anumite culturi, mai ales cea cultura gay. De aici e termenul ăla de camp. Camp e ceva greu de definit. Nu știu, tu ai vreun interes în camp sau să manifeste și diversitate? Un pic am citit la un moment dat eseul ăla On Camp al lui Sontag. Da, aia e, pe spun că poți fi piatra de temelie. Cred că da, cel puțin pentru studiu academic al campului, de acolo a pornit. Da, și tocmai în eseul ăla este că ceva greu de definit, pentru că e o chestie care e o chestie ridicolă care este făcută de oameni într-un mod sincer, cel puțin la început, gen filmele cu Godzilla. Alea sunt camp, pentru că este un nivel ridicol acolo, costumele, efecte speciale care sunt proaste, văzută de ochii moderni, o anumită sensibilitate gay este o altă componentă importantă a campului, deși evident Gojira nu este, nu are nicio sensibilitate gay, dar este considerată camp, dar este greu de definit, pentru că se consideră asta, sensibilitatea gay, o componentă extraordinar de importantă în camp. Dar nu toate exemplele de camp au sensibilitatea asta. Dar Batman... Da, Sontag dă chiar exemplu Paradise Lost, ca exemplu de camp. Ceea ce mi se pare foarte amuzant. Da, și multe filme de, de water s-ar putea fi ur camp. Dar și Batman poate fi inclus acolo. Nu mi-am amintesc bine să când l-am citit acum un an, ultima oară. Dar s-ar putea să menționeze și de Batmanul lui Adam West. În fine, dar da, este incredibil de popular pentru că a creat o estetică așa care... Nu-mi dau seama, a existat, deci copia, cum se cheamă, Silver Age, acea perioadă anii 50, sau Golden Age vine după, în anii 60, nu? Golden Age e anii 40 până prin 50, Silver Age începe în 50 și ceva și se termină prin 70 și din 70 încolo e bronzul. Deci poți să spui că copia... Silver Age-ul. Dar l-a popularizat pentru masă, pentru că, din nou, benzile sunt erau citite de copii, mai ales, dar serialul a împrăștiat așa, sensibilitatea aia care o găseai în benzile acelea desenate. Totul foarte colorat. Este posibil, eu consider la cel mai fidelă adaptare la nivel vizual. Pentru că toate personajele sunt machiate, se arată așa ca un desen animat. Nu știu, ai văzut cum arată The Riddler, cum arată Penguin, cum arată... Joker al lui George Romero. De fapt, a existat și un desen animat în aceeași perioadă, tot adaptare directă de la serialul lui West. Și transferul de la desen la, de la actor real la desen e aproape insesizabilă. Adică arată fix exact ca actorul desenul ăla. E variantă caricaturizată, dar nu prea, pentru că deja erau caricaturizați în film. Sau în serial, în fine. Păi da, eu, din cât înțelesesem, erau pur și simplu, cel puțin pentru actori, era o supapă de presurizare, să poată juca în felul ăsta, să poată juca actoricește, nu cum zice, vrea un regizor, adică uite, intră în personajul ăsta, joacă-l în cât de cât realist, sau mă rog, după, în concepția realistă a perioadei respective, pur și simplu puteau să țipe, să se zbânțuie, să... Să zlănțuie. Da, exact, dar oarecum se potrivea cu modul în care erau personajele îndesnate pe atunci, presupun. Sunt foarte greu de găsit, dar așa erau, adică totul era foarte bombastic, când ei pau și râdeau. Acum erau practic, nu știu... Vezi pe Joker că se zice ha-ha-ha și vezi cum scrie. Nu știu, că e o relație destul de ciudată și am impresia că fix când a apărut serialul, ăștia au avut o turnură spre... Matur. Să întunece un pic în benzi. Îi zice New Direction când
începe Carmen Infantino să preia mult din rolul de art direction de la, pentru Batman și renunță la foarte multe elemente care, din care s-a inspirat serialul. Aproape, sunt niște reguli pe care și le-au impus, cum ar veni toate mistere, toate poveștile cu Batman să fie mistere, să fie povești cu detectivi. Aveau destul de multe în care erau invazii de extraterestri sau erau povești cu monștri sau cu doctori nebuni. Asta înainte să vină. Da, înainte să vină dictatul ăsta și au început să devină din ce în ce mai dark după perioada aia. Da, la serial n-am mers pentru că în parte și timpul de produs, de filmare. Uh-huh. Asta e o parte. În a doua, marketau până la urmă la copiii noștri. Nu cred că doreau să întunece așa de mult. Adică simtea, încă erau copii, dar evident fiind acasă puteau și adulții să uite la el. Și mult, foarte probabil că l-au îmbrățișat. Dar influența se manifestă mai mult în acei copii, pentru că în anii 80 au devenit și regizori, au devenit și adulți și au îmbrățișat toată cultura aia. De-aia este atât de influent. Pentru că este toată imaginea aia pe care a creat-o, care este luată din Benzinsate, chiar dacă deja în lumea proprie s-a Benzinsat, se schimba estetica. Tocmai acea estetică este mult timp, nici nu știu dacă tinerii de azi știu asta, dar până în anii, hai zicem, 2000, estetica asta lui Adam West era atribuită filmelor cu supereroi. Adică întotdeauna existau, când regiza un om gen Bryan Singer, care a realizat X-Men, și o să intrăm acolo, cred, sau în curând, dar când a realizat Bryan Singer X-Men, era foarte, voia să sublinieze în interviuri și în astea lansări de presă că el nu voia să imite pe estetica aia de Adam West. Că se considera o estetică proastă, pentru că toată lumea crede, când aude film cu supereroi, se gândește numai la elementele vizuale din serialul cu Adam West. Mm-hmm. De-aia este tocmai atât de influent. Asta e imaginea pe care mulți americani au avut-o în cap când se gândeau la filme și seriale și orice expresie audiovizuală cu supereroi. Ceva camp, ceva colorat, ceva exagerat, știi, actori care, dacă are actori noi care joacă așa foarte... În engleză este hamming it up, adică să exagerezi. Cabotin ar fi în română. Mm. Și da, de-aia a fost influent. Deci ăla, practic, a zis, dirijat tot ceea ce a însemnat estetica de supererou de-a lungul anilor. Până de curând, de fapt. Da, și după aia presupun că ne-am putea muta la Batmanul lui Tim Burton. Ăla, bine. Da, putem. Dar și ăla e... L-am revăzut, nu știu, nu chiar recent, dar mi se pare că are o reputație care nu prea are treabă cu realitatea filmului. Depinde, eu nu știu ce... Adică, știi, în America știu că are reputație de film de foarte mare succes, dar e un film însă care... e greu de explicat. Deci, acum că a apărut Christopher Nolan, filmele Batman lui Christopher Nolan, filmul ăla, oamenii s-au dezis mult de acel film, uh-huh. De primul mai ales. Și de fapt au început să-l aprecieze mai mult pe al doilea, Batman Returns, cu Danny DeVito ca Penguinul și Michelle Pfeiffer ca Catwoman. Dar da, multe au scris multe chestii pe site-uri americane, gen bloguri de film, știi, Ain't It Cool, News, Flash, film, toate alea, despre cât de faptul că erau prevoare o anumită așteptare de la acel film, pentru că, din nou, serialul cu Adam West a fost foarte popular și era mintea tuturora, de aia s-au dus la filmul ăsta, dar că nu e așa de bun până la urmă. Așa cred ei, că este un film care are niște chestii vizuale ok, dar povestea e oribilă și că nu e deloc fidel benzii desnate. Știu că sunt oameni supărați că Batman este psihopat în filmul respectiv și omoară oameni. O critică care revine în istorie. Deși el omoară oameni și în ăla lui Nolan, dar mulți zic că e mai fidel. El omoară oameni în filmul lui Nolan. Că încearcă să explice că nu e vina lui sau că a făcut așa, că tipul n-a intervenit, nu, l-omoară pe spoiler pentru Dark Knight, dar Batman l-omoară pe Harvey Dent în filmul ăla. Sare pe el și l-aruncă de pe clădire, ai crimă, nu? Da, păi, na, asta e toată ideea din final, că Batman trebuie să facă un sacrificiu, își calcă peste principii și se retrage din lume. Într-adevăr, dar ideea este că ei în interviuri ziceau e mult mai fidel și Batman nu omoară oameni aici. Dacă era, you know, asta ziceau ei. Zbire de la lui Burton, el nu omoară oameni aici. Bă, ba da, omoară oameni. Și în primul omoară pe Ra's al Ghul, practic. Da, așa practic îți dai seama dacă transpui actele de violență
din film în lumea reală, probabil că au murit foarte mulți oameni și multe lovituri aplicate acelor henchmen sunt fatale. Da, dar revenim la Tim Burton, că să nu o să vorbim despre Nolan. Dar la Burton, da, tu ce crezi despre film? Adică asta e reputația lui în America, așa, în România, nu știu ce să zic, dar în America, din nou, este un film care astăzi e văzut ca o variantă inferioară care a pus teren pentru filmele lui Nolan. Dar în general e o poveste proastă cu niște imagini foarte frumoase. Eu l-am văzut când eram destul de mic și m-a marcat așa, m-a impresionat, s-a impresionat în capul meu. Ce vreau să zic e că, cel puțin prin anumite cercuri din astea de geeks americane, cel puțin, avea cumva la o vreme reputație că ar fi într-adevăr versiunea, cel puțin până să vină ăsta al Nolan, era o versiune dark, o versiune întunecată, serioasă, în sfârșit o versiune serioasă a lui Batman și vreau să zic că nu prea, adică are... Este întunecat la nivel eclerajului, dar nu ca... Da. Adică e întunecat în sensul că sunt multe umbre și mulți sunt exact. Puși în umbră, dar da, oarecum, adică... Și unele dintre acele imagini, adică e imaginea emblematică când iese... cum îi spune, Batwing-ul din... Da, avionul lui. Îl lasă silueta pe lumina lunii, care e o imagine ridicolă. Dar e frumoasă, trebuie să admită. E frumoasă, dar are un ridicol imaginea aia, știi? Adică mi se pare că filmul ăsta are un soi de... Nu mă, să simți al umorului, da? Și recunoaște cumva că e exagerat și că e... E self-aware într-un fel. Da, sunt mai multe motive pentru asta. În primul rând, atât Burton cât și Nicholson de fapt au lucrat în domeniul, nu neapărat benzi de stat, dar în domeniul grafic. Uh-huh. Burton a fost animator pentru Disney o bună perioadă, iar Nicholson, cred că înainte sau în timp ce era actor necunoscut, lucra ca un grafician sau lucra ca inker la, am uitat acum asistiu în engleză, chestii ca Phineas and Hobbs sau alea, comic strips de la ziare. Mm-hmm. Am uitat numele. Da. Dar lucrase un pic ca anchor la comic strips, deci îi cunoșteau lumea. Și asta nu o să leagă de ideea pe care a lăsat-o în urmă serialul Adam West. Oricât de serios putea să fie acest film, tot gândul era la faptul că banda sunată este o chestie pentru copii și o adaptare banda sunată o să fie oricum ceva ridicol și un film pentru copii. Și în mediul ăla de anii 80 exista cultura de blockbuster cu E.T. și Ghostbusters, atunci a început Ghostbusters, mm-hmm. E.T., Robocop, toate alea, știi? Alea, abia atunci a început cultura aia care există și acum, dar nu putea să facă prea serios pentru că nimeni nu lua bandă sunată în serios. Adică abia apăruse The Killing Joke și abia apăruse Dark Knight Returns, care în conștiința publică alea au deschis mintea sau au deschis ochii pe creatorul că aceste povești puteau fi mai serioase. Deci da, era pentru copii, pentru că noi rămăsese mentalitatea aia de film pentru, de povești pentru copii în desenate. Nu musai pentru copii, nu știu, mi se pare că are așa o atmosferă de circ, care e exacerbat în al doilea, în Batman Returns, dar... Da, pe influența lui Burton. Se simte și în primul, e chestia asta care, nu știu dacă musai o chestie să o descrie ca fiind pentru copii, că e, are așa un simț transgresiv, dar... Al doilea mai ales, da, când Catwoman mână linge pe... Aici intrăm și în chestii de producție, că producătorii voiau să fie film de copii, să vândă jucării, de-aia apare și Batman. Tehnic n-are niciun motiv să apară avionul. Da, așa mișto... Da, și nu, avionul nu, dar Batmobile e cel mai mișto. Și au vândut foarte multe jucării cu aia, să fii sigur. Cred. Asta e între cel mai profitabile filme în toate timpurile, pentru că au vândut o tonă de jucării cu mulți bani la box office, dar toți copii... L-au lansat în vară, dacă mă amintesc bine. Adică nu mă amintesc în sensul că de nici am citit, nu s-a fost acolo. Mm-hmm. Dar au făcut mulți bani, au făcut sute de miliarde de dolari în anii 80, ceea ce era rar. Dar au vândut enorm de mult de Crăciun, toți copiii cumpărau tricouri cu simbolul lui Batman, care a devenit faimos. Simbolul ăla, felul în care arată în acest film, este practic cel mai cunoscut reprezentarea simbolului lui. Mm-hmm, da. E diferit față de versunate. Adică rămâne aurul și negrul, dar e un pic mai stilizat, așa, mai gotic. Și l-a devenit mai faimos, cel mai faimos dintre toate simbolurile pe care le-a purtat el.
fiecare copil avea un tricou din ala, fiecare copil și-a luat jucării cu Batmobile-ul și Batwing-ul, toată lumea și-a luat jucării, toți copiii, mă rog, și-a luat jucării cu Joker, cu Batman. De-aia există toate chestiile astea. În același timp, Burton era un om care nu-i plac băile plate. Sunt multe interviuri în care zice asta. Nu-mi place, le consider ceva pentru copii, nu, pentru mine este artist serios. Chestia aia cu circul... El zicea că nu știe să le citească. Zicea la un moment dat că... Da, că e dislexic. Că e dislexic și că n-a reușit niciodată să înveți ordinea în care să le citească și că singura care i-a plăcut e Little Nemo, care are chenarele numerotate. Deși nu știu, nu cred că se manifestă dislexia în felul ăsta și nu cred că putea să fie grafic. Putea să fie grafician dacă e dislexic? Nu. Că el a des... Probabil că putea, dar nu se manifestă așa, nu, dislexia nu înțelegi cuvintele, nu distingi, da, formele, forma literelor unele de altele și ți se pare că B-ul seamănă cu P-ul și da, nu face creierul tău asocierile care trebuie. Nu știu, e un om ciudat în orice caz, dar el voia să facă ceva mai elevat, dar s-au ciocnit astea două în primul film, se vede, dorința producătorilor care vedeau astea ca filme pentru copii și dorința lui de a face un film serios. Așa cum vede el, care dacă ai văzut filmele lui mai serioase, gen Ed Wood, nu e un om serios. Adică e pasionat de chestii chicioase, chestii camp, care au foarte mare valoare în cultura de azi, dar, you know, el câteodată crede că sunt mult mai elevat decât sunt cu adevărat. Și asta s-a întâmplat în primul film. Deci, da, nu știu, adică, și atmosfera de circul ăla tot de la Fellini. Că din nou e o chestie, el are o cultură cinematografică pe care mulți o subestimează, dar nu prea știe cum să o aplice în filmele lui. Asta e partea mea de critic de film, by the way. Deci, dar până la urmă te-a plăcut sau nu filmul lui Burton, primul? Sunt prea nostalgic pentru el să mă pronunț. Da, la noi în facultate ne bate nostalgia din noi, dacă te zonă pe ce, dacă nu mai gândești așa. Îmi dau seama. Ia, un prim trial by fire. Ești nostalgic, asta hai să te o distrugem. Da, mie nu știu, adică îmi place la nivel estetic, este un film care citează foarte mult din Metropolis. E filmul lui Fritz Lang care a încercat mai tot ce înseamnă SF și bandă și multe băieți sănate cred că au fost influențate de Metropolis. Nu doar ca poveste, știu că a făcut-o Samu Tezuka, i-am pronunțat bine numele? Probabil, nu știu. E greu, pentru că, you know. E running joke în podcastul ăsta să nu pronunț bine numele oamenilor. Mai ales Osamu Tezuka, which, you know, pot înțelege, poate să te leagă. Adică, îs nume mai ciudate, Suihiro Mauro sau Taio Matsumoto. Da, dar în fine, Metropolis a fost adaptat de Tezuka, într-o manga, și a mai fost alții. Jodorowsky a fost influențat și în Vezi Sănate, cred că există influență la... esteticii din Metropolis. Mă rog, ăla este un fel de rădăcină la totul. Dar la nivel estetic acel film reușește foarte bine să surprindă o lume de bandă sunată aproape atât de cea lui. Aș vrea să zic Frank Miller, dar nu e. Pentru că Frank Miller, mă refer aici la Dark Knight Returns, mai ales, e ceva mult mai murdară, e în termen bun. Da, cea mai bună adaptare la Dark Knight e Robocop. Care e Dark Knight Returns? Dark Knight Returns e Robocop. Nu m-am gândit niciodată. Știu că am văzut Robocop ca adaptare de bandă sunată care nu e bazat pe o bandă sunată. Da, e într-un fel, adică sunt multe elemente. Criminalii aia câteodată arată au criminalii din Dark Knight Returns. Au așa un look similar. În mod e violența, e... Satira politică este luată direct din... Da, folosirea televizorului ca mijloc de... De propagandă. De expoziție... Nu, faptul că și în Dark Knight Returns și în Robocop ăștia folosesc emisiunea de televizor pentru a oferi informații cititorului, cititorului slash privitorului, într-un mijloc asemănător. Plus toată paranoia asta obzecistă față de jungla urbană și de criminalitatea urbană și că trebuie să o întâmpinăm cu forță, exact. Mulțumesc lui Reagan pentru asta, but anyway, that's another subject. Da, știm. Da, este. Robocop este o adaptare destul de bună, dar nu-mi dau seama dacă a fost înainte sau după sau cam la același timp ca Dark Knight Returns. Robocop am impresia că a fost în 88, Dark Knight Returns a început să apară în 85, s-a terminat în 86, a fost un pic după. Deci da, e posibil. Și ca adaptare, da, e foarte bun și din nou are o estetică de bandă desenată pe care Paul Verhoeven o stăpânește foarte bine. Și el este un alt artist care a avut influență de bandă sunată. Sunt mulți artiști la care nu te așteptat, care a fost influențat de bandă sunată și a lucrat în acest domeniu.
Fellini este unul. El a lucrat ca... Da, el a făcut Ben Snape. Și va făcea mare parte din storyboard-urile filmele lui. Și dacă nu-i, dacă nu-i vezi așa o anumită chestie de caricatură, de bandă sunată în personajele lui. Sunt și mai mulți, sunt mulți din noul val care apreciau pe Ben Snape. Cred că și Godard de la fan Marvel. Which is amazing. Asta nu știam. De Fellini știam, dar de Godard nu. Știu că Stan Lee era să lucreze cu unul din membrii ei, cu Alain René, care a făcut niște filme. Da, 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 voia să avea... Stanley oricum avea multe, multe chestii pe cap pe la sfârșitul anilor 60, voia să aducă, să facă tot felul de colaborări din astea cu oameni pe care îi considera highbrow și regizori, să și scrie. Că, de fapt, știi că legenda spune că de asta scrie sub pseudonim, că... Da, că el își păstra numele adevărat pentru cărți, pentru da. Romane. Stanley is my comic book name. Da, I'm saving this for... Partea surprinzătoare este că mulți voiau și ei să lucreze cu el. Adică Alain René, nu știu, ai văzut vreodată filmele, ai văzut anul trecut la Mariabad, în engleză Last Year at Mariabad, sau Hiroshima Mon Amour? N-am văzut. Sunt printre primele filme din Novel Vague. Și dacă nu știi, eu m-am pregătit înainte să le văd, pentru că am spus despre ele, dar dacă nu ești pregătit ca om și vezi filmele alea, o să vrei să te sinucizi. O să iei un ciocan și o să-ți golești creierul. Pentru că nu, adică sunt acel stereotip de film de artă, de highbrow, care nu înțelege nimeni, care nu se întâmplă nimic, care personajul practic nu se mișcă, vine de la asta. Deci el a făcut niște filme incredibil de pretențioase, care pot le apreciez la un anumit nivel, dacă nu ești pregătit de ele și te uiți, dacă sar peste el într-o seară, o să vrei să te arunci pe geam. Nu e glumă. Dar ăsta, care e un om așa pretențios... Singurul din perioada asta, de la începutul lui Nouvelle Vague, e ăsta, Breathless, am văzut. Da, care e mult mai pop și mult mai ușor de înțeles. Da, e mai ușor, e mult mai lizibil. Nu, Alain René nu era pop, adică n-a fost niciodată pop. El, nu, dacă te uiți, vrei să bați capul cu un ciocan. Dar omul aprecia arta lui Stan Lee și voia să lucreze cu el. Ceea ce, din nou, spune multe despre cum era văzut, de fapt, în Europa față de America. În America, perioada asta despre care vorbim, cu Alain René, cu Stan Lee, erau anii 60, când apărea Adam West. În timp ce în Europa, mulți din aia care erau apreciați de cinema, ca noile cinematografe, noile moduri de a face film, referențial, foarte pretențios, foarte complicat, ei apreciau benzile sunate americane. Și apreciau și multe filme de consum, filme western și astea, și ei ziceau că asta e arta adevărată, că peisaje sunate, că mari artiști. Cred că și Truffaut îl aprecia pe John Romita Sr., dar nu sunt asta sigur, dar ei erau foarte mari fani ai acestor mișcări artistice. Pe când în America, again, Adam West era, serialul lui Adam West era baremul, era, you know, was the guideline și toată lumea le considera așa. Și cam asta, revenind la Tim Burton, că am, you know, scăpat un pic subiectul, el asta a adus un pic în filmul de Ben Snape. Există o anumită estetică așa foarte supralumească de circ, pe care o apreciez într-o anumită măsură. Adică e ceva care nu poți să obține de în altceva decât într-o adaptare în astea ridicolă de un film de gen. Și asta se va pierde de-a lungul anilor, când vom intra în Nolan. Ok, so ăla ar fi Jack Nick, primul film cu al lui Tim Burton. Al doilea, tu l-ai revăzut vreodată? Mie îmi place mai mult al doilea decât primul. Cred că l-am tot văzut pe ProTV. Cred că pe al doilea l-am văzut de mai multe ori pe ProTV în reluări decât pe primul. Primul cred că e mai scump, că era la succes mai mare și cred că filmele foarte populare sunt mai scumpe de închiriat sau de licențiat. S-ar putea. Ăsta e mult mai hulit. Ăsta a fost... Sunt povești cum copiii ieșeau din cinema plângând după ce au văzut filmul ăsta. Și o parte din mine sinistră care ador chestia asta. Da, cred. Nu, dar ador când aud așa ceva. Sper să fie adevărat. Știu că sunt o persoană oribilă să zic asta, dar vreau să fie adevărat asta. Că, din nou, îți spune ce așteptări aveau oamenii de la aceste filme. Deși cred că reclama spunea destul de clar că este un film foarte violent, film foarte sinistru, lumea a intrat în cinema crezând că e un film pentru copii. Ceea ce primul film a încercat să împace cu ambițiile lui Burton, care sunt mai ciudate decât ce vor publicul. Dar de-aia, într-un fel, un film mai bun, pentru că e mai concentrat pe o anumită viziune. Nu e doar că hai să vindem jucării, hai să fac un film care vreau eu, cu ce mă pasionează pe mine. Adică oameni ciudați, outsider, oameni care sunt uitați de lumea. Adică sunt complet bandă sunată, însă. Chiar, în termen de fidelitate,
Crezi că primul e mai fidel decât al doilea? Niciunul nu e fidel, dar... Primul, nu știu, cu primul ai putea trage niște paralele la o viziune generală asupra personajelor și cum ar trebui ele să se comporte, ai putea să vezi așa ca pe o distilare, dar al doilea n-are nicio... Da, adică ambele sunt criticate de fani că nu sunt fidele deloc. Da, dă-i măsa de fani. Da, am uitat să vă zic, nu? Discuția a fost foarte lungă, a ieșit vreo 2 ore, așa că probabil că o să scot vreo 3 episoade din asta. Deci ne vedem în săptămânile ce urmează cu tot cu Alexandru. Podcastul a fost editat de Oana Dolvară și nu uitați de Patreon.